Sunteți iubiți credincioși, dragi telespectatori, Doamne, ajută, suntem împreună din nou în această minunată duminică de decembrie, la ceas de luptă duhovnicească, în căutarea Luminii lui Hristos și în călătoria noastră spre deznodământul acesta minunat care ne așteaptă la finalul acestei luni și de fapt este un sfârșit, dar un început, un nou început și toate se înnoiesc. Iată nașterea Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Dragii mei, astăzi Sfânta noastră biserică este în uh, Duminica 28-a după Pogorârea Sfântului Duh. S-a binevestit nouă la Sfânta și Dumnezească Liturghie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Evanghelia care ne vorbește despre pilda aceasta minunată a celor chemați și de asemenea a sfinților strămoși, Evanghelia care ne vorbește despre ospățul cel minunat, despre nunta fiului de împărat, bineînțeles cu trimitere la această uh, nuntă, care, bineînțeles, are în uh, momentul central uh, junghierea vițelului cel îngrășat, o spățul cel mare la care suntem uh, chemați, invitați uh, cu toții. Astăzi Sfânta noastră biserică face pomenirea Sfântului Cuvios Danil Stâlpnicul și al. Pominirea pomenirea Sfântului Luca al Crimei, Iertați-mă Luca cel nou. Gândul meu este la, la minunatul părinte Luca al Crimei, dar iată nu se supără Sfântul Luca, nici Luca Evanghelistul, nici Luca cel nou, nici toți cei ce sunt în biserica biruitoare și poartă numele de Luca, pentru că iată astăzi se prăznuiește un Luca cel nou. Pentru rugăciunile acestor sfinți, ale tuturor sfinților și ale sfinților din neamul nostru, sfinților români, rugăm pe Bunul Dumnezeu să se milostivească de poporul nostru, de neamul nostru și de fiecare făptură până la urmă, fiindcă, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, nu se pierde fir de păr, nu se mișcă, nu se clatină fir de păr fără știrea lui Dumnezeu. Și-adar, sfinților, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi să fie pace pe pământ ca să putem să vârși Sfânta și Dumnezească liturgie, ca să putem onora invitația pe care însuși Dumnezeu ne-o face de a merge la nunta Fiului de Împărat, de a merge la ospățul cel mare, cel binecuvântat. Așadar, dragii mei, în călătoria noastră duhovnicească, mai cu seamă, trebuie să poposim atunci când puterile ne sunt sleite pentru a ne ospăta, pentru a ne uh, hrăni. Și bineînțeles, dincolo de hrana fizică, cea care ne uh, ajută să săvârșim călătoria până la capătul ei, este necesar să ne spătăm să ne hrănim cu hrana cea uh, duhovnicească. Și atunci, bineînțeles că astăzi este una din acele zile în care toți am stat la masă, toți ne ospătăm și chiar dacă acum dumneavoastră, frățile voastre sunteți acasă la uh, hrana cea uh, la ospățul cel fizic, cel de alimente, totuși suntem fericiți și bucuroși că, iată, cu câteva minute înainte, ne-am împărtășit uh, cu toții, uh, cu trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, uh, prin care, iată, și noi, cei care uh, socotim că suntem uh, creștini, uh, nădăjduim la învierea Domnului. Iubiții mei! Călătoria noastră, bineînțeles, că nu are niciodată un sfârșit, pentru că o dihna pe care o vom afla nu va însemna uh, o nemișcare în sensul acesta, uh, să spunem, al unei filozofii extrem orientale. Uh, o nemișcare, o disoluție, o o nimicire, ce va însemna, bineînțeles, așa cum spun părinții, o epectază. Însemna o o creștere sau o, o ridicare din slavă în slavă. De fiecare dată ne vom bucura și mai mult, și mai mult. De fiecare dată toate vor fi noi, parcă le-am vedea pentru prima dată și așa și vor și fi, pentru că de fiecare dată toate se vor înnoi și vor fi mai frumoase, mai bucuroase. ne în mila lui Dumnezeu, ne și am vrea să fim împreună cu Dumnezeu. Măcar că cele ale noastre, neputințele noastre nu ne fac nici totuși ne bucurăm că există această posibilitate și existând această posibilitate există și toată nădejdea să fim împreună cu Domnul, să fim împreună cu cei pe care îi iubim uh, în veșnicie. Aici toate trec, toate se încovoaie, toate se ofilesc, toate devin gunoaie până la urmă, toate sunt sortite descompunerii, singur sufletul care în unire cu Dumnezeu este veșnic viu în slavă, în lumina cea nezidită, neapropiată. Această lumină o dorim noi, această bucurie o dorim noi. Așa cum dorește cerbul izvoarele, izvoarele, apelor, așa dorește sufletul meu pe Domnul. Așa căutăm noi lumina lui Hristos cum caută îndrăgostitul pe iubita sa. Cum doi îndrăgostiți se caută, așa este povestea aceasta de iubire dintre Dumnezeu și om. Nu mă pot sătura de această imagine care oricum este palidă față de ceea ce este în realitate, ceea ce înseamnă legătura, unirea omului cu Dumnezeu. Este o palidă încercare de a descrie și totuși nu avem nimic mai înalt, nimic mai apropiat, să spunem, decât această comparație această analogie pe care uh, putem să o facem atunci când uh, vorbim despre doi îndrăgostiți, atunci când vorbim despre acest sublim al vieții noastre, în care omul își depășește condiția fizică, el iese cumva din, din trupul acesta, deși rămân toate ale sale, dar cumva depășește condiția aceasta somatică, animalică, să spunem așa, chiar uh, uh, condiția aceasta de muritor și el pentru o clipă simte, sufletul simte, sufletul celui îndrăgostit este convins că este veșnic, că este nemuritor, că a biruit moartea, că nimic nu-i poate sta în cale. Minter de unde această putere de a învinge orice fel de obstacol. Cel care este îndrăgostit nu are obstacole. Peste mări și țări auzim în toate poveștile noastre. Astăzi, sigur că oamenii nu mai sunt dispuși să plătească prețul acesta pentru iubire, deși uh, sunt. Uh, năzuiesc spre aceasta, sunt, sufletele sunt însetate de această iubire. Așa cum spune Sfântul Proroc David în chip minunat, așa cum dorește cerbul, cerboaica, izvoarele apelor, așa te dorește pe tine, Doamne, sufletul meu. O, cât de mult aș vrea să foc am venit să aduc pe pământ, și aș cât de mult aș vrea să ardă focul acesta, zice Dumnezeu cuvântul întrupat, focul acestei iubiri a lui Dumnezeu pentru om, dacă l-am simțit și noi, odată s-ar aprinde inima noastră, s-ar străpunge inima noastră după iubirea lui Dumnezeu, după dorul lui Dumnezeu. Și ce altceva ne-ar putea sta în cale? Toate le-am socotit gunoaie, averile acestei lumi, frumusețile acestei luni toate le-am socotit ca pe niște gunoaie dacă am simțit iubirea lui Dumnezeu. Așa cum îndrăgostitul toate le socotește ca fiind de nimic și reușește să răzbată mări și țări ca să ajungă acolo unde inima sa se simte împlinită la dragostea lui. Cât de minunat este Dumnezeu că a lăsat, chiar și după cădere a lăsat această formă care este nedesăvârșită a iubirii dintre doi îndrăgostiți. Este nedesăvârșită, total nedesăvârșită, și totuși, ce ne-am fi făcut fără ea? Cum am fi fost? Cum ar fi fost omul să nu, să nu se îndrăgostească? Nu vorbesc cum ar fi fost omul să nu cunoască iubirea pentru prunci, iubirea pentru copii, iubirea pentru părinți, prietenia și toate celelalte, și totuși cum ar fi arătat lumea fără iubire, fără ca oamenii să fie îndrăgostiți. Sigur, întreagăt fie spus în nomenclatorul de boli, de afecțiuni psihiatrice la americani, s-a introdus și această stare, să spunem, când omul este îndrăgostit și și-a pierdut într-un fel temporar mințile. Au o explicație acolo, medicală, în sfârșit, savantă, dar cine poate să înțeleagă Sufletul Omului? Și eu nu cred că există ceva rațional în iubire, dragii mei. Așa că nu cred în dicționarul acela, în nomenclatorul acela. Inima are rațiunile ei, are nevoile ei, are trăirile ei. Așa că nu e nimic rațional în iubire. Tocmai aceasta este frumusețea. Nu că este irațional, deși ne comportăm câteodată, pentru că este nedesăvârșită această iubire. Este cu totul contaminată cu tot felul de paraziți, de la cei trupești, de la nevoile acestea, de la reproducere și toate celelalte care sunt circumscrise, sunt subsidiare, totuși iubirea nu poate fi. Nimeni n-a putut să definească mai frumos iubirea decât Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Dumnezeu. Dragoste este. Dragii mei, nu e dragoste în relație așa cum suntem noi și în sensul că pot să nu mai am o relație cu tine, pot să, să renunți la dragostea aceasta, să se răcească dragostea aceasta. Dumnezeu este dragoste în ființă. Ceea ce înseamnă că nu poate să nu ne iubească pentru că s -ar, în cazul acesta s-ar nega pe sine. Nu e prima dată când mă spun asta, nu e o noutate și nu am vreo pretenție de originalitate. Dar nu mă satur să vă spun pentru că cine s-ar sătura de dragoste, cine s-ar sătura de fericire, cine s-ar sătura de bucurie. Și omul este cel mai fericit, dragii mei, când este iubit. Omul când este iubit înflorește. Și chiar o dragoste, cum am spus neputincioasă, cum o avem noi, care uh, rănește și omoară câteodată. Poate să și înalțe, să învieze, dar de cel mai multe ori dragostea noastră este uh, posesivă, contaminată cu fel de fel de interese. Dar chiar și așa, ce ne-am fi făcut și sau cum ar fi arătat lumea fără iubire? De aceea Dumnezeu nu poate să nu ne iubească, măcar că nu răspundem acestei iubiri. Un îndrăgostit care așteaptă un semn, cel mai mic semn de la cel pe care îl iubește, și așteaptă și așteaptă și așteaptă, și nu mai vine semnul acesta. Iată, astăzi, îndrăgostitul de serviciu al Universului, Mântuitorul nostru, Isus Hristos, are o chemare, lansează o chemare, strigă către sufletele, către mirese ca să vină la această, la acest ospăț, la această nuntă, această cină nupțială, această masă în care toate sunt gata, totul e gata. Sunt mai mult decât atât, mi-am și dat viața pentru tine, spune. Totul este pregătit, inclusiv jerfa cea mare, junghierea vițelului, mielul cel neprihănit care... Ridică păcatul lumii, iată, lansează această chemare. Evanghelia în care ne cheamă Dumnezeu, Evanghelia uh, pretextelor, cum ar spune un uh, părinte, o Evanghelia uh, uh, absențelor nemotivate sau motivate uh, absurd, uh, aproape pueril, în care fiecare își găsește ceva de lucru, cum să răspunzi unei asemenea iubiri atât de grosolan, atât de nedelicat? Mi-am luat mașină, am puțină treabă prin curte astăzi, am un afacere, am un business, nu pot să vin, îmi pare rău. Am o femeie tânără care mă solicită, trebuie să stau cu, so cu familia, cu copiii, cu prietenii, să socializăm. Mi-am luat o țară, mi-am luat un pământ, mi-am luat un apartament, trebuie să-l. Aranjez, n-am timp eu acum de asta, cuvântul, strigătul lui Dumnezeu, strigătul de iubire a lui Dumnezeu. Iată, toate sunt gata, toate sunt gata. Nimic, absolut nimic din ce ți-ai dori nu este uh, să lipsească de, de la această cină. Și totuși, iată Evanghelia uh, refuzului, Evanghelia uh, penibilelor uh, pretexte. Pe care o vom auzi astăzi. Biților, cuvântul ierarhului la această duminică, cuvântul de învățătură, apoi îndemnul duhovnicesc al Părintelui nostru duhovnicesc și, bineînțeles, îmbrățișarea în binecuvântare, în al simțitul Părinte Teodosie. Înțelegi... Iubiți credincioși, ne mai despart două săptămâni de marea sărbătoare a nașterii Domnului în peștera din Betleem. Și iată Sfânta Biserică ne pregătește pentru acest moment. Citim în calendar că astăzi este Duminica Sfinților Strămoși ai Domnului nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Sfânta Evanghelie de astăzi ni se prezintă ca o chemare la cina mare la care ne cheamă Dumnezeu. Și iată, ni se arată chiar de la început că Dumnezeu după ce au greșit strămoșii, i-a părut rău și a căutat în date, chiar în blestem, să ascundă binecuvântarea sa, pentru că Dumnezeu știa mai dinainte toate cele ce aveau să se petreacă. Sunt Evanghelie de astăzi ni se prezintă ca o cină mare la care sunt chemați mulți. Și cu adevărat, oamenii în dată au fost chemați să se întoarcă din adânc către Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu a pregătit întreaga omenire ca să revină la dragostea sa. Și iată, vedem atâtea chemări în cursuri istoriei neamului omenesc. Prima chemare o are noie, căci păcatul a despărțit pe oameni de Dumnezeu. Păcatul sub influența celui viclean s-a înmulțit și ajunsese atât de mare răutate oamenilor care au ajuns robii celui viclean, încât oamenii și-au întors fața de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât înnoirea lumii. Prima înnoire a hotărât-o prin potop, în care să piară neamul cel viclean și păcătos. Dar toate acestea aveau o prefigurare potopul în care au fost înnecate răutățile oamenilor avea să prefigureze botezul nostru în care noi afundăm păcatul ca să ridicăm firea noastră ce omenească prin Cel ce a venit să ne ridice din blestemul păcatului și al morții. Apoi, iată avem chemarea lui Avram, prin care într-un om plin de bunătate, de dragoste, de credință, se va binecuvânta întreg neamul omenesc, așa cum îi făgăduiește Dumnezeu lui Avram. După aceea sunt prorocii care cheamă pe oameni să se întoarcă de la rău la bine, și iată așa, toate sunt pregătite. Înaintea tuturor prorocilor este Moise, chip al Mântuitorului Hristos, răscumpărătorul întregi omeniri. Și iată de aceea spune Sfânta Evanghelie de astăzi, când a venit plinirea vremii, toți sunt chemați la ospăți, la cina Domnului. Ce este această cină? Este dragostea lui Dumnezeu care ne cheamă pe toți să ne înfruptăm din bunătățile sale după ce Fiul Său va veni să ne răscumpere din păcat și din moarte. De aceea, iată, noi avem astăzi această chemare. Și asta chemare înfățișată ca o cine arată dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă pe toți, dar nu toți receptează chemarea lui Dumnezeu. Cum ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, au fost chemați de peste tot la cina lui Dumnezeu că toți oamenii sunt chipul lui Dumnezeu și sunt chemați la răscumpărare. Răscumpărarea este prin Fiul lui Dumnezeu, care se va naște și se va pregăti de jertfă. Jertfa este cina Domnului și chiar de la început se va vedea această jertvă. Deci, fiul lui Dumnezeu se pregătește să se nască nu ca ceilalți oameni, într-o casă, într-un loc cald, ci se pregătește să se nască într-un loc rece, în întuneric, ca din întuneric să izbucnească lumina. Și iată, chemați fiind cei aleși prin proroci, n-au răspuns cu toții favorabil la chemarea Părintelui Ceresc. Unul a zis, mi-am cumpărat o țarină, mă duc să o văd, nu pot veni, te rog să mă ierți. Altul a zis, cinci perechi de boi mi-am luat și mă duc să-i încerc, te rog să mă ierți. Altul a zis, femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Aici ni se înfățișează toate cele în care se încurcă oamenii în viacul acesta când sunt chemați la cina Domnului. Pentru că există această stăpânire a firii omenești de patim de poveri pe care omul și le ia asupra sa, îmbiat și de cel viclean. De aceea, glasul Evangheliei de astăzi este Mergeți și chemați pe toți că îți veți găsi. Ieșiți la drumuri și la garduri, pentru că cei chemați n-au fost vrednici să vină să guste din cina Domnului și pe câți veți găsi pe orbi, pe ologi, chemați să vină aici să se înfrupte din cina mea. Și iată, sluga trimisă să cheme, a zis, am făcut precum ai spus și încă mai este loc. Și glasul stăpânului a fost, ieșiți la ulițele și la gardurile din afară și pe betegi, pe orbi, pe șchiopi, chemați aici la mine. Și așa, iată, au fost chemați toți oamenii, indiferent de neam, indiferent de rătăcirea lor, pentru că acesta e ospățul. Toți cei care lasă cele deșarte, și vin la chemarea Stăpânului, Stăpânul îi va îndrepta pe toți. Deci, Stăpânul puternic este să aducă tuturor celor rătăciți cale de întoarcere, iar Cel care este chemat să vină din cer să ne răscumpere, vrea să răscumpere întreg neamul omenesc. De aceea, iată chemarea lui Noe, chemarea lui Avram, chemarea lui Moise care trece poporul prin Marea Roșie. Aceste chemări sunt cu totul speciale. Dar poporul lui deși descinde din Avram, s-a arătat destul de îndărătnic. Și iată Dumnezeu a avut în vedere nu numai neamul lui Avram, ci întreg neamul omenesc. De aceea și spus lui Avram că va fi părintea multor neamuri, că întru el și seminția lui se vor sătura și vor fi binecuvântați toți din toate neamurile Pământului. Iată așadar, suntem chemați cu toții să ne pregătim din ospățul cel mare. Cine este cel care ne cheamă? Tatăl cel ceresc. Cine este cel care pregătește ospățul? Tatăl cel ceresc pregătește pe fiul său ca să devină răscumpărător. De aceea de la nașterea sa în trup Fiului Dumnezeu, se arată că va fi jertfă pentru toate neamurile pământului. El se naște ca să ne răscumpere pe noi și nu oricum, ci prin jertfă. De aceea, Duminica Sfinților Strămoși de astăzi ne arată că jertfa a fost pregătită pentru toți și toți trebuie să ne înfructăm din această jertfă. Suntem în timpul unei jertfe de pregătire a Crăciunului. Toți cei care suntem chemați la această sărbătoare, ca să gustăm sărbătoarea, să ne înnoim prin Fiul care se întrupează, să ne înnoiască pe noi, să ne pregătim până la sărbătoarea cea mare, să ne spovedim, să ne împărtășim și să ne îmbrăcăm în haina smereniei, a dragostei, a postului, a rugăciunii, ca să poată să se sărășluiască cel ce vine să se nască ca să ne noiască, să se sărășluiască și în inimile noastre care trebuie să devină o iesle, o peșteră și lumina cea de sus a soarelui dreptății să strălucească în sufletele și în inimile noastre. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim, să te primim și această lumină să noiască viața noastră a tuturor. Amin. Am revenit în direct, iubiți credincioși și dragi telespectatori, mulțumim în al preasfințitului Părinte pentru cuvântul de învățătură. De asemenea, anticipăm cu câteva ore Ziua de mâine, în care este, sărbătorim nașterea, ziua de naștere a ierarhului nostru, spunem și noi la mulți și binecuvântați ani de păstorire, de arhierie și, bineînțeles, și toată veșnicia la mulți ani și tuturor celor care mâine sărbătoresc ziua de naștere și sau ziua Sfântului pe care îl prăznuim. Mulțumim încă o dată în al Sfințitului pentru cuvântul de învățătură și nădăjduim ca mulți ani de acum încolo să mai facem această emisiune. Dacă Dumnezeu va binecuvânta, va binevoi și dacă este uh, vreun folos duhovnicesc în această lucrare. Așadar, dragii mei, Duminica 28, pilda celor poftiți, la cină am putea spune uh, pilda celor care uh, refuză uh, întâlnirea cu uh, Dumnezeu, printr-o modalitate foarte interesantă despre care vom vorbi. Până atunci, însă, după cum știți, avem un uh, format al emisiunii în care uh, prilejuim răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, uh, înmulțirea bucuriei și, bineînțeles, uh, un moment prin care mulțumim celor de la Librăria Brâncovenească care se îngrijesc de. Uh, sufletul omului, până la urmă se îngrijesc de sufletul lor, cred că cel mai mult, pentru că ce mare dar poate să fie, ce mare uh, bucurie și ce mare răsplată că de iată, de ani, de zile, de 20 de ani uh, au acest uh, mod de a își arăta recunoștința pentru binefacerile lui Dumnezeu prin răspândirea de carte duhovnicească sau cu tematică creștină, religioasă, bineînțeles istorică și politică, dacă cineva este interesat. Așadar, mulțumim celor de acolo care se îngrijesc ca în fiecare emisiune să vă putem dărui cel puțin o carte, să putem dărui celui care răspunde la întrebarea pe care o prilejuiește Evanghelia de astăzi. Foarte important, dragii mei, să ne punem întrebări. Cei mai mulți dintre noi... Nu ne mai punem nicio întrebare, avem numai certitudini sau numai îndoieli, sau avem atâtea îndoieli încât nici nu ne mai punem întrebări, încât uh, mi se pare că nu vom primi niciodată răspunsuri. Exact ca Pilat, o din care a, a spus: uh, Ce este adevărul? Ce este adevărul? Voiam întuitorul să-i spună că ade adevărul nu este o idee filozofică, nu este o. În sfârșit, părere, ce adevărul este persoană și mai mult decât atât o treime de persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și unul din Sfânta Treime care, iată, s-a întrupat, Fiul care s-a întrupat și va spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Iar adevărul este cel care ne face liberi. Cunoașterea adevărului, unirea cu adevărul ne va face liberi. De aceea am și ales uh, titlul emisiunii de astăzi, care, într-o măsură, reflectă uh, esența societății în care trăim, pe care noi am construit-o. Nu vorbim despre o vina a cuiva, societatea pe care noi am construit-o și a cărei esență este uh, foarte bine reflectată în, în, uh, în tema emisiunii pornind și de la o realitate dumnezească și anume că, iată, cei mai mulți dintre noi nu dorim să avem întâlnire cu Dumnezeu. Spunem așa că spunem așa că Dumnezeu ne face o declarație de dragoste, ne dă și o întâlnire și de cele mai multe ori ori nu ascultăm, ori ignorăm această declarație de dragoste ori bineînțeles nu venim la întâlnire nu numai că întârziem, dar nu venim deloc la întâlnire și așteaptă Dumnezeu, mai mult se jerfește Dumnezeu am o imagine așa unui îndrăgostit care așteaptă în ploaie, așteaptă într-o arșiță extraordinară sau într-o furtună extraordinară, o umbrelă pe care i-o rupe vântul, i-o ia vântul așteptând pe cel pe care sau pe cea pe care o iubește, așteptând mireasa inimii, așteptând sufletul nostru să se unească cu el. Bine ați venit, Doamne ajută, sunteți în direct. Alo, doamna ajută bucurie părinte. Bucurie, doamna ajută. ajută, bine ați venit. Domnul nostru Isus Hristos ne cheamă la cina cea de taină la Sfânta eu, la Sfânta Împărtășanie, Așa la Sfânta comunecut, cu, cu mine cătură. Așa este. Mi-a plăcut foarte mult uh, uh, perspectiva pe care cheia în care a deslușit în al Sfințitul chemarea aceasta, motivul pentru care ne cheamă, Dumnezeu ne cheamă la dragostea sa, prin aceasta identificând iubirea lui Dumnezeu, iată cu jerfa lui Dumnezeu, cu jerfa eucharistică Ne cheamă Dumnezeu, așa este să ne unim cu El, cu Hristos cel înviat, cu Hristos cel care a pătimit, a murit și a înviat cu acel Hristos ne cheamă Dumnezeu să ne unim, la această cină, la acest ospăț ne cheamă. Ce lipsește? E așa de frumos spune acolo în Evanghelie, mergi și spune să vină, că i-am invitat, că de acum toate sunt gata. De acum toate sunt gata. Adică o masă desăvârșită, fără cusur, nu lipsește nimic acestei mese. Așa și dăm de, de remarcat, al treilea care este chemat la cină, de către slugă, nici măcar nu-și cere iertare. Așa este. În primii doi zic, iertați-mă că mi-a luat boi, iertați-mă că mi-a luat tarină, dar al treilea nici măcar nu-și mai cere iertare. Foarte e. fină observația. Adică își justifică atât de mult... Uh, da. Patima luat, sa, da. el s-a căsătorit și a luat femeie, iată ca să justifice o patimă, de fapt o, o neîmplinire sufletească, pentru că ei, soții, nu mai sunt doi, pe de-o parte, ui, și pe de-altă parte, cel ar fi oprit să meargă la cină cu soția lui. Exact. Da, dar atât este de împătimit încât nici nu mai ca catadixește să își să -și ceară scuze. De fapt, este aici și un, un dispreț, o, o urmă de dispreț foarte fin. Foarte bună observație și vă mulțumesc mult. Vă mulțumim, Părinte, Doamne, ajută mult. Mare de drag, mulțumim. bucurie. Știu mulțumim. că nu sunteți de aici. Din, din Târgu Mureș, da. Da, din Târgu Mureș. Atunci știm adresa dumneavoastră. E, da. Da. cu ajutorul lui Dumnezeu până de, de nu, mai devreme, într-o săptămână -ă, darul nostru o să ajungă la dumneavoastră. Dar de da, fapt, da. darul lui Vitamina. Dumnezeu să ajungă la dumneavoastră. Vitamina, Duhul le eu. Da. Mulțumim foarte mult, da. bucurie da, și da, sărbători da. minunate să aveți Mulțumim. și în continuare lupta cea bună. <laughs> da, așa este, foarte fină observația sunt aici trei categorii, de fapt sunt cinci categorii de persoane. Fac doar o mică paranteză dacă este îngăduit. Aș vrea să vorbim odată despre ce înseamnă Fapt, astăzi la cuvântul de învăță, la predic, am spus lucrul acesta, dar azi nu știu dacă mai este timp, ce înseamnă că îi silește. Am tot vorbit despre iubire, dragii mei, că în Dumnezeu este iubire, L-a făcut pe, pe, pe om din iubire, Dumnezeu nu este într-o relație de iubire. În sensul că ar putea să și renunțe la această relație, fiindcă s-ar nega pe Sine. Dumnezeu este iubire și nu poate să nu ne iubească. Omul este poate să fie într-o relație de iubire și poate să și termine acea relație sau să răspundă urât acelei relații de iubire. Însă Dumnezeu ne-a făcut din iubire, este iubire și de esența iubirii, dragii mei, este libertatea. De aici se vede că omul este făcut din iubire, de Dumnezeu care este iubire și că este chip și asemănare. Dumnezeu. Spuneți-mi o întrebare mai mult retorică: dacă în istoria omenirii un împărat, un om puternic, cel mai puternic uh, om a putut prin forță să facă o tânără să se îndrăgostească de el sau să-l iubească. Deci, tocmai de aceea nu se poate acest lucru, este imposibil acest lucru pentru că omul este făcut din iubire, pentru că omul poartă chipul lui Dumnezeu și este făcut pentru asemănarea cu Dumnezeu, adică această legătură de iubire liberă dintre Dumnezeu și om. De aceea ne și cheamă, de aceea și spune s-a O să vedem ce înseamnă și acest cuvânt că s mâniat, pentru că omul nu răspunde acestei iubiri în mod liber. Omul răspunde atunci când are un interes, dar când toate îi merg bine, când are saci în căruță, țarina cumpărată, femeia tânără, cinci perechi de boi, mașină cu putere mare, cu motor mare, cont în bancă, excursii și toate celelalte, chemarea nu se mai aude. Și atunci răspunsul la chemarea de iubirea lui Dumnezeu nu mai vine. Da? Stă Dumnezeu m am spus, cu umbrela în ploaie, o furtună grozavă și omul nu mai vine. Așa, mulțumim doamnei de la Târgu Mureș, doamne ce frumos e la catedrala din Târgu Mureș și ce oameni minunați, ce creștini minunați sunt în Târgu Mureș. Revenim la, la tema noastră, de fapt, Debutăm cu tema noastră în această emisiune Secolul minciunii, dragii mei Și vom începe de la pilda aceasta Pe care ne-a dat-o Dumnezeu astăzi în Evanghelie Iubiților, toate cele trei categorii pe care De care vorbește Mântuitorul astăzi în pildă sunt oameni care, deși au niște pretexte adevărate, deși cer iertare, totuși, iată, sunt îmbibați cu duhul acesta al minciunii. Deci toți trei din cei chemați, din cei trei chemați, să spunem așa, și care sunt invitați și poftiți, de fapt, dar se numește pilda celor poftiți la cină. Acest poftiți este un cuvânt foarte frumos, foarte minunat românesc. Nu este numai o invitație, ci și o împlinire a poftei, o, o, cum să spunem, o, o bucurie, o fericire. Când inviți pe cineva, acela poate să răspundă invitației din complezență, în sfârșit, pentru, dar când spui, Pilda celor poftiți se arată un respect și o bucurie și o dragoste a celor, celui care poftește ca să se împlinească pofta celor care este poftit. Face totul ca să împlinească pofta inimii lui. Nu e așa? Și atunci vedem că toate aceste trei categorii și cel care zice, pretextează că și-a cumpărat țarină, Adică un ogor, un pământ, o casă, o vilă, o insulă, în sfârșit. Și cel care uh, și-a luat cinci perechi de boi, uh, nu știu ce mașină sau un iaht sau un avion. Și cel care zice că și-a luat femeie tânără, proaspătă, și care, vezi, Doamne, din pricina faptului că trebuie să-și consume luna de miere. Nu poate să vină la cină. Deci, toți trei ziceam că sunt foarte, foarte mincinoși. Și vă voi spune de ce. În primul rând, că este textul arată că Dumnezeu nu greșește. Nu i-a invitat la prânz, la un. Uh, 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 la, o, la un mic dejun de afaceri, la un prânz de, de cum se spune acesta, de taifas. Ci uh, i-a chemat, uh, dragii mei, la o cină, la un moment foarte intim, la un moment uh, uh, în care toate stihiile naturii se liniștesc, omul se liniștește, intră într-un moment de așezare. Cina este seara, de obicei. Uh, Acum, sigur, iertați-mă, după toate normele nutriției, cei care țin cură de frumusețe nu mai mănâncă după ora 5-6 după amiază. Însă, cina poate avea loc și la ora 7 și la ora 8. O cină în care ai invitat și la ora 9 poate să se lungească până spre miezul nopții, în sfârșit, atunci când este vorba de o cină festivă nu e așa? O cină festivă presupune un moment mai, mai îndelungat. Prin urmare, Dumnezeu ne spune că cina aceasta era seara, nu? Cina de obicei e seara, cel mai probabil era deja la lăsatul serii. Ei bine, cine dintre noi nu știe că animalele se culcă, cum spunem, te-ai culcat odată cu, cu găinile? Cum mai cu seamă, animalele de povară se culcă înaintea omului. La apusul soarelui, animalele, deja dintr-un reflex, dar și datorită faptului că au poruncă de la Dumnezeu să slujească omului, se culcă, se odihnesc pentru a doua zi de povară. Vorbim de boii, cei pe care voia să îi încerce proprietarul. Boii se încearcă când îi cumperi, nu după ce ai dat banii, nu-i așa? Și nu-i cumperi noaptea pentru că nu-i vezi și îi cumperi ziua la târg, iar târgul se sparge în jurul uh, prânzului. Prin urmare, dacă a cumpărat acești boi, sigur, cinci perechi, o avere, nu i-a cumpărat noaptea, ci a cumpărat ziua și a încercat de bună seamă înainte de a-i cumpăra. Prin urmare, acest pretext chiar este dacă este urmat de un uh, cuvânt, de o scuză, iartă-mă, scuză-mă că mi-am luat cinci perechi de boi și trebuie să încerc, este o minciună. Adică, uh, cumva, uh, este doar o, o uh, un pretext, uh, uh, dar care arată o, un soi de dispreț față de interlocutor, față de uh, cel care l-a invitat. Uh, bref că. Uh, Vine o slugă să te invite, dar sluga reprezintă pe stăpân și tu uh, uh, trimiți cuvântul tău stăpânului. Prin urmare, fără. Uh, uh, nu pui preț pe cuvântul uh, stăpânului, pe cuvântul celui care te-a invitat și asta înseamnă dispreț, nu e așa? Adică un. Uh, fără preț. Și atunci, de aceea nici nu gândește prea mult acesta. Uh, Probabil a venit pe zi să-l invite, adică din timp și iată că va spune o minciună pe care nici n-a gândit-o, care e lipsită de inteligență. Nu că cel inteligent spune o minciună și este mai primită, dar arată Dumnezeu aici că cunoaște inimile oamenilor, oricât ar fi de mește și ugită minciuna noastră, că nu ne putem, nu auzim chemarea la cină, invitația, poftirea la cină sau că nu avem altceva de făcut, sigur că este mincinos oricât de meșteșugit ar fi refuzul sau pretextul nostru, scuza noastră de a ne prezenta, de a onora acest, de a-i face onoarea celui care ne-a invitat. De aceea, iată, acesta este mincinos. Mai avem aici un, un investitor imobiliar, care zice că și-a cumpărat un ogor, o țarină. Dragii mei, toți știm că până să dai banii pe o țarină sau pe un apartament, faci atâta, atâtea prospecții, atâtea cum să spun, informații, atâta, nu e puțin lucru să-ți cumperi un imobil, nu e așa? Cel mai probabil o dată în viață face asta, uneori niciodată în viață, afară de cei care sunt în sfârșit, profesează acest lucru, dar zice, mi-am luat un ogor, mi-am luat o țarină, nu? Deci omul și-a cumpărat un pământ. Suntem convinși că cunoștea Uh, uh, acel pământ dinainte de a-l cumpăra, de când a început să-și cumpere, să-și uh, uh, adune banii, să-și uh, economisească banii pentru acel pământ, știa că e un pământ mănos sau un pământ pe care vrea să-și construiască o casă care este într-un loc bun. Deci, prin urmare, a dat târcoale de multe ori, nu o dată, nu de două ori, nu de zece ori pe zi. Nimeni nu se duce noaptea să uh, își vadă un teren pe care l-a cumpărat, l-a lăsatul serii ca să vadă unde-i granița sau cu cine se învecinează, nici nu mai contează lucrul acesta după ce deja ai uh, uh, efectuat plata. Deci odată ce plata a fost făcută, odată ce uh, uh, terenul a intrat în, în posesia ta și s-a făcut transferul de proprietate, bineînțeles că ai tot timpul să-l... Uh, Vizionezi și sigur că l-ai văzut până atunci, iar dacă mai este ceva, sigur doar vicile ascunse mai pot fi uh, invocate. În rest, transferul de proprietate a avut loc și este fără sens să spui că te duci noaptea să vezi, adică ref, refuzi o invitație atât de, de uh, uh, minunată pentru un pretext care nu are niciun fel de greutate și de adevăr iată un alt mincinos și acum mai avem un mincinos al treilea mincinos care după cum a spus telespectatoarea noastră care ne este atât de dragă din Târgu Mureș iată acesta pretextează se scuză cum că și-a luat femeie și-a luat femeie tânără și de acum trebuie să îi țină de urât, nu? Spune un Sfânt Părinte, dacă nu mă înșel, Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Chiril al Alexandria. Alexandriei spun așa, unul dintre ei spune acesta se scuză pentru darul facerii de prunci. Cu alte cuvinte omul îi se scuză că nu poate să meargă la o spăți pentru că trebuie să uh, își uh, respecte obligațiile casnice. Nu e așa de a fi împreună cu femeia sa. Dar cine l-a despărțit? E toare Dumnezeu cel care l-a despărțit pe Adam de Eva? Nu Adam a zis lui Dumnezeu, femeia pe care tu mi-ai dat-o, ea m-a pus, din cauza ei uh, am uh, păcătuit. Nu e... Omul cel care se desparte de Dumnezeu. Nu spune Dumnezeu ce Dumnezeu unește omul să nu mai despartă. Nu spune Dumnezeu această taină mare este că va lăsa uh, bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va duce după femeia sa și vor fi una. Nu spune Dumnezeu că nu-ți mai, nu mai aparții și că soții sunt una. Și tu vii și îi spui lui Dumnezeu, nu pot să vin la cină, nu pot să uh, vin la o spăți pentru că aș păcătui, m-aș despărți de femeia pe care tocmai am luat-o. Nu spune Dumnezeu că soții trebuie să se uh, unească ambii cu Hristos, că unde sunt doi sau trei, numele meu, acolo sunt și eu. Poate spune Dumnezeu că uh, unul să creadă, unul să nu creadă, unul să se bucure de cină și unul să flămânzească sau să stea acasă. Și prin asta atenție celor care sunt foarte râvnitori, mai cu seamă spun aceasta femeilor care lasă uh, copiii, bărbatul și se duc pe la cine știe ce mănăstiri nopțile, e foarte bine pentru râvna aceasta, dar nu o luați înaintea îngerului, la fel și bărbaților. Fiți atenți cu meciurile și cu uh, deplasările acestea fără femeie, nu o luați înaintea Angelului, ci împreună să le faceți pe toate. Deci iată trei mincinoși, secolul minciunii, dragii mei, în care omul a ajuns atât de uh, abrutizat, atât de uh, desensibilizat, desacralizat, atât de apostat încât uh, la chemarea lui Dumnezeu omul răspunde cu o minciună dintre cele mai puerile sau aș putea spune dintre cele mai obraznice. Aceste minciuni numai că, să zicem așa, jignesc pe Dumnezeu ca și cum Dumnezeu s-ar lăsa jignit sau ar avea o mândrie care trebuie cum să spun, satisfăcută după cum spun apusenii dar alungă harul Duhului Sfânt, îl întristează pe Duhul Sfânt. Nu e că o minciună mai meșteșugită ar îndepărta mai puțin pe Duhul Sfânt, ci faptul că omul a ajuns ce arată această, aceste minciuni care sunt atât de vădite, atât de vinovate, să spunem. Arată o nepăsare, o obișnuință în a minți și a minții lui Dumnezeu. Noi oamenii, sigur, după cum spune un studiu într-o zi mințim de nu știu câte mii de ori, ori că cu gândul, ori cu cuvântul, ori altfel, prin, prin, prin cuvintele noastre care se încorporează, care se întrupează în fapte, omul minte de atâtea ori. Dar să-i lui Dumnezeu, cunoscând că Domnul știe inima ta, ori nu crezi că există Dumnezeu, ori inima s-a împietrit și iată, povestea de iubire nu mai poate avea loc. De aceea, vedeți că se întâmplă uneori să fim siliți. Nu că Dumnezeu vrea să ne silească să-L iubim. Că am spus de la început că nu a existat în istoria omenirii uh, o persoană care, oricât ar fi de puternică, să poată obliga cealaltă persoană să încalce libertatea uh, încât să-L iubească cu forța. Nu e așa să-L determine, să-L constrângă. Totuși, vine momentul în care Dumnezeu silește prin dragostea pe care ne-o arată și ne-a silit cel mai tare acolo pe cruce. Când spune Părintele Arsenie Papacioc, Dumnezeu era pe cruce și diavolul se tânguia. Cu aceste cuvinte, dragii mei, cu îndemn spre a merge la cina cea minunată, acolo unde așteptăm să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului, ne despărțim astăzi pentru câteva minute, pentru câteva clipe și ne vedem mâine dimineață, bineînțeles, la Sfânta și Dumnezească Liturghie pentru a prăznui pe de-o parte acest acest ospăț minunat și pe de altă parte bucuria de a ne afla împreună cu ierarhul nostru și toți între o altă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, primiți, vă rog, smerita binecuvântare și îmbrățișarea duhovnicească într Domnul nostru Isus Hristos.